Bună seara! Iată că asistăm la noi decizii foarte grave împotriva interesului național pe care guvernul României le-a pus în practică. Este vorba despre cedarea unor achiziții pe care noi le-am plătit cu bani grei, mă refer la sistemul Patriot, și care era menit să ne servească securitatea națională, care și așa este vai de capul ei, am plătit pentru mult mai multe echipamente militare și care încă nici măcar nu ne-au sosit. Practic ne-am făcut servitorii Ucrainei și ai NATO, iar interesul nostru este lăsat pe ultimul plan, dacă mai este luat în vreun fel în considerare. De asemenea, sunt legi care se dau împotriva interesului național și o să discutăm toate acestea pe fondul accentuării crizei legată de situația de război de lângă Ucraina. Este vorba, în primul rând, de conflictul de teritoriu Ucraina. Bun, deci o să discutăm aceste lucruri împreună cu trei dintre membrii Partidului Patrioții Poporului Român, PPR, și îl avem în conexiune online pe președintele partidului, domnul deputat Mihai Lasca. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Cu mult drag, ne bucurăm să reintrăm în legătură cu adevărații patrioți. De asemenea, aici în platou o avem pe doamna vicepreședinte a partidului, Oana Eftime. Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim din nou împreună. Și pe domnul Iulian Ghițescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara și telespectatorilor! Așadar, domnul președinte Mihai Lasca, înțeleg că s-a votat o lege care deja a fost semnată, a intrat în vigoare, o lege conform căreia imigranții care au intrat la noi, înainte se vorbea de 8 ani, dacă au rămas 8 ani în România, dacă vorbesc limba română, să li se acorde cetățenie, acum s-a renunțat la toate aceste condiții. Și chiar dacă ei nu vorbesc limba română și au venit de doar 3 ani, iată, beneficiază de cetățenie. Unde s-a mai văzut așa ceva? Vă rog să ne dați mai multe detalii și să ne descrieți atmosfera din Parlament legată de adoptarea acestei legi. Da, s-a votat o lege pe repede înainte cu directivă de la Bruxelles pentru a se da liber la metisarea populației României. Cu alte cuvinte, orice străin, poate fi evreu, israelian, ucrainean, migrant, babuin, poate fi orice, după 3 ani, dacă face dovada că a fost alocuită în România, îi se permite, îi se acordă cetățenia română, fără ca să salute și să știe măcar să dea bună ziua în limba română. Asta a făcut partidele aservite străinilor din Parlamentul României. Da, foarte. Am avut o intervenție pe acest proiect, mi-a închis microfonul abuziv președintele Camerei și ulterior am insistat ca să reiau cuvântul și cu greu mi-a permis să îmi continui intervenția de la tribuna Parlamentului. Da, domnul Lasca, dacă avem registrările astea și știu că le avem, haideți să le urmărim împreună și după aceea o să le comentăm. Regia, vă rog. Este un proiect de lege în legătură cu care am primit foarte multe mesaje, atât eu cât și dumneavoastră, cred, colegii din Parlament. Este o lege toxică, cu dedicație pentru migranți, pentru ucrainieni. Le țin unde vreau, domnule președinte. Le țin în buzunar pe ambele, că așa vreau. Așa. Vă mulțumesc, mergeți la locul dumneavoastră. Da, spuneam că proiectul de lege 382 este o dedicație de la stăpânii voștri ca să metisați populația României, ca să amestecați rasa românilor cu cea asiatică și a ucrainienilor. Scurtați perioada de primire a cetățeniei române de la 8 ani la 3 ani. Ca să ce?
Nu vă dați silința să aduceți românii din diaspora, dar votați legi la comandă. Rușine tuturor celor care au votat pentru metisarea românilor. Domnul Lasca, ce procent de vot a avut această lege? Câți dintre colegii dumneavoastră parlamentari s-au declarat de acord? Și câți au fost împotriva? Păi partidele care au votat și în pandemie, toate restricțiile, PNL, PSD, USR, UDMR și minorități, iar de data asta AUR a votat împotriva. Deci AUR a votat împotriva acestei legi. Haideți că vă spun exact care e procentajul. Deși ne amintim că domnul George Simion, președinte, acum mai nou și candidat la președinția României, a declarat public faptul că dacă va ajunge la conducerea României, va da undă verde unui proiect prin care 800.000 de evrei să fie încetățeniți în România. Acesta este proiectul pentru cei 800.000 de evrei. Doar că acum încearcă AUR să spele puțin imaginea, pentru că sunt în picaj și încearcă să o dea cotită. Adică una declară la Bruxelles că sunt pro-Ucraina, slava Ucraina, pentru susținerea până la capăt a intereselor acestei țări, iar acum se poziționează că ar fi împotriva. Nu, e o demagogie. Modificare. E o demagogie. Da, uitați și doamna Eftimie, vrea să intervină, vă rog. Voiam să spun că modificările care se aduc acestei legi a cetățeniei acum, în primul rând, divizează pe refugiați. Deci vorbim de cei care au statutul de refugiat. E clar că ucrainienii care au venit în România în urmă cu 3 ani, cu aproape 3 ani, în februarie 2025, vor putea să solicite cetățenie română, nu trebuie să știe română. Toți acești refugiați care ne vor fi băgați pe gât de Uniunea Europeană în urma pactului de migrație și ei la rândul lor, după doar 3 ani aici, fără să fie nevoie să îndeplinească anumite criterii, să lucreze, să se integreze, pentru că știm că refugiații și în vestul Europei nu lucrează, ei sunt asistați social și vor fi și la noi în țară asistați social, pentru că vom fi obligați să le acordăm aceleași condiții ca și statele din vest. Adică nu mai e povestea aia că nu vor să vină în România, că n-au ce să facă. Ba, dimpotrivă, o să le placă mai mult în România decât în vest. Că au distrus vestul. L-au transformat într-un ghetou. Și legat de ce discutați cu... Că vreau să și citesc asta, ca să nu mă încurc. Legat de redobândirea cetățeniei de către evrei, legea chiar asta face. Facilitează redobândirea cetățeniei române, fie de către persoanele care au pierdut această cetățenie sau de către descendenții lor. Deci este o lege, într-adevăr, cu dedicație, pentru ca această doleanță a domnului Simion, printre mulți alții, să se poată îndeplini. Faptul că ei au votat-o acum împotrivă, da, poate că au votat-o pentru că au foarte multe presiuni și suntem înainte de alegeri și trebuie să dea lucrurile bine. Și mă scuza, oricum ceilalți facă astfel încât legea să treacă. Da, și se știa clar că ceilalți trec, dar un pic ar trebui să fie, că noi acum, ok, nu are niciun rost să ne certăm între noi suveraniști și în cazul ăsta AUR a votat cum trebuie. Ideea este în felul următor. Oamenii au votat din nou această alianță PSD, PNL, UDMR. Partidul Comasa. Peste 50 și ceva la sută le-au dat din nou credibilitate ca să poată să facă acest lucru. Acest proiect de lege a fost introdus imediat după alegerile din 9 iunie. Deci ce putem să ne mai așteptăm? Că noi până la urmă le-am dat această putere. Da, acum eu aș face o mențiune vis-a-vis de exprimarea noastră că acesta ar fi fost procentul votului. Eu cred că votul a fost masiv fraudat. Am văzut cu toții tiruri cu saci, cu sute, poate mai mult, de saci cu voturi care nu se știe ce a fost cu ele, nu s-au dat niciun fel de explicații. Așa că mă îndoiesc că ăsta a fost procentul real, dar în sfârșit, ca să fim corect politici, să zicem. Este foarte posibil, dar din nou, mersul masiv la vot, asta ajută ca să nu se poată frauda atât de mult. E mai greu să fraudez dacă merg 70% versus 30-40%. Sunt multe lucruri pe care ne stau nouă în putere.
Și au fost foarte mulți care au fost păcăliți de această comasare a alegerilor, care au votat omul la locale și omul de cel mai multe ori era PSD-PNL, au pus semnătura și pe, au trimis și la Bruxelles, nici nu au avut din ce să aleagă. Noi, Partidul PPR, nu am avut candidați la europarlamentare. Sau poate nu au considerat că au din ce să aleagă. Mergem mai departe. În orice caz, la locale s-au văzut. În sfârșit, ăsta deja e un alt subiect. Domnul Lasca, dacă vreați să mai completați intervenția noastră legat de această lege. Da, problema mare este că de ce nicio televiziune nu prezintă măcar să anunțe românii ce înseamnă această lege a cetățeniei, acest PLX periculos care a fost votat aproape în unanimitate de partidele astea de serviciu. De ce nicio televiziune, de ce niciun partid nu a făcut un comunicat de presă? Pentru că suntem, se pare, unicii care, într-adevăr, suntem îngrijorați de aceste legi care vin cu directivă, vin de la Bruxelles, unele vin de la ambasada Israelului, altele vin de la Washington, toate pe unde și-au rădăcinile. Dar partidele astea nu mai putem aștepta nimic, nu mai putem să le votăm, nu mai putem să le acceptăm, nu mai putem să avem o minimă speranță de la ele. Sunt până în măduva oaselor vândute. Iar acum aurul să se clarifice, să se decide unde merge, în barca trădătorilor sau vine în barca suveraniștilor. Că aurul vrea să fie în ambele bărci. Odată face scrisoare către Bruxelles că aduce o sanale Ucrainei, iar acum se pare să se prezintă fiind indignat că se trimite Patriotul la ucrainieni. Nu, astea sunt niște jocuri duble. Când ești suveranist, nu mergi pe două căi, mergi pe o linie dreaptă. Poate că doar vor să pară suveraniști. Vor să pară. Acum s-a dat liber la metisarea populației României. Adică să fim amestecați cu alte rase, nu e nimic. Eu am avertizat asta. Iar în Parlamentul European s-a votat acea lege prin care României îi va fi impusă un număr de zeci de mii de migranți care, ce să vezi acum, vor primi cetățenie, fără să știe cum îi cheamă limba română, fără să știe nimic. Suntem foarte generoși cu străinii, dintr-o dată. Deci, în concluzie, care a fost proporția la vot? Înțeleg că, mai bine zis, cine s-a opus? Câți? Păi, ne-am opus noi neafiliații, care mereu suntem, dar neafiliații noi, 4-5, nu vorbesc și de echipa lui Orban, că sunt USR. Neomarxiști de la USR s-au obținut, iar AUR de data s-a votat împotrivă, dar sunt niște jocuri acolo. Pentru că atunci când nu are rost să se deconspire un partid, votează împotrivă când este asigurată majoritatea, înțelegeți? Înțelegem. Iar se știe de la început că PNL-PSD constituie o majoritate confortabilă, neomarxiști fac și călugărițele și se abțin, iar AUR a votat acum împotrivă. Păcat că nu ține tot așa. Da, iar noi, care suntem adevărată opoziție din Parlamentul României, 3, 4, 5 deputați. Atât. Îl rog și pe domnul Iulian Ghițescu să ne spună opinia sa. Sunteți jurist, da. Știți cum se pune problema în materie legislativă. Ce credeți? În ce măsură această lege are vreun pic de legitimitate? Eu sunt de părere că legea asta are o bătaie mult mai lungă decât ne-am putea gândi noi. Acest proiect deja votat și care a luat drumul promulgării nu este nimic altceva decât încă un abuz un abuz la lege. Se profită și se întinde la maximum permisivitatea Constituției. Pentru că în Constituție ni se spune că cetățenia română se dobândește și se pierde în condițiile legii. Atât. Și legea pur și simplu vine și stabilește orice fel de condiții. Foarte greu să se constate neconstituționalitatea la o astfel de lege. Problema e că trebuie să ne uităm la
scenariile sociopolitice, la realitățile sociale și politice care stau în spatele acestui proiect. Eu îl văd ca o materializare a planului Kalergi, un proiect politic foarte vechi, încă de la finalul secolului al XIX-lea. Și trebuie să urmărim firul, pentru că ceea ce am văzut ieri, adoptarea acestei legi, are un istoric mult mai adânc înrădăcinat în trecut. Pentru că toată harababura cu metisarea românilor a început undeva în 2020, după starea de urgență, când am început să vedem angajați aduși în România și angajați la firmele astea de livrări, mâncare și cine știe mai ce, nu dau nume, am început să vedem africani, asiatici și fluxul lor masiv de intrare în România, asumat altminteri la Comisia Europeană de România, a început să se desfășoare din 2021. Deci dacă calculăm, vine 2021 plus 3 ani la cât se reduce eligibilitatea pentru dobândirea cetățeniei române de către străini, avem 2024 și pentru ucraineni avem și pentru cazare în Ucraina avem 2022 februarie plus 3 2025 februarie. În 2020, președintele României Klaus Iohannis a fost decorat, din câte mi-amintesc, de regele sau ducele de Luxemburg cu medalia Ordinului Kalergi. Și din 2021, la un an distanță de la această decorare, a început ca România să fie inundată de fel de fel de oameni de alte specii, pur și simplu spuneam adineauri africani și asiatici. Ceea așa ce cum, scuze, specie. Și un fel de... Da, mă rog, am înțeles aspectul. Eu n-am nimic cu ei. Spun, și Angela Merkel, tot la fel, a fost decorată și ea cu mărețul Da, ea chiar distinție. Asta a făcut. Da, deci vedem. Domnul Iohannis n-a apucat să pună în aplicare. Uh-huh. Noi nu suntem în faza aceea, că aș vrea să facem o mică diferență. E o mică diferență între muncitorii asiatici care au venit și care au acoperit o nevoie a pieței de muncă, pentru că este nevoie și știm asta, pentru că noi suntem o țară depopulată. Între 5 și 7 milioane de români lucrează în diaspora. Păi da, forță de muncă calificată. Nu a fost neapărat intenționat, pentru că realitățile din 2007, când noi ne-am integrat în Uniunea Europeană, erau că țările din vest erau mult mai dezvoltate și le ofereau niște posibilități. Problema este din 2007 până acum că nimeni nu a făcut un proiect care să îi sprijine pe acești oameni să vină înapoi. Și acesta este proiectul pe care domnul dr. Răzvan Constantinescu îl are, se numește, pentru candidatura lui la prezidențiale, proiectul se numește Înapoi Acasă și are o serie de măsuri și va fi pus la dispoziția publicului, cred că în maxim 2 săptămâni, și are o serie de măsuri care vor facilita întoarcerea diasporei acasă. Asta e foarte important și așa ocupăm și aceste locuri de muncă. Nu vreau să facem diferența între, vreau să facem un pic diferența între asiatici care vin aici și muncesc, acești nepalezi, pakistanezi, poate chiar și africani în anumite cazuri, dar care muncesc, care se chinuie, care de multe ori sunt păcăliți, care sunt tratați cum au fost românii noștri tratați când au plecat în Europa de vest. Nu vreau să facem chestia asta pentru că nu se va face metisarea cu acest tip de popor. Că noi nu ne potrivim cu acest tip de popor. Da, atât că putem problema să ne trezim cu ei cetățeni români oricând. Da, aici e problema. Știu. Momentan oamenii ăștia vin, lucrează aici și își trimit 80% din venituri înapoi acasă, la fel ca venitul nostru, românii noștri și visează. Noi aici în București ne întâlnim ce mai des pentru cu ei, că, prin metro, prin autobuze, pentru pe stradă. Că au acoperit o nevoie a pieței de muncă. Nu avem ce să facem. Asta a fost o chestie care s-a... O nevoie creată. O nevoie creată, artificial. Într-adevăr. Și, din nou, nimeni n-a vrut, la momentul în care România s-a dezvoltat, să-i aducă înapoi pe românii de afară, care vin cu, cu o anumită experiență, care sunt forță de muncă calificată. Fabricile noastre sunt pline de nepalezi. În construcții avem nepalezi. Noi avem echipe extraordinare în afară, în construcții, și știm toți că în Londra, în Spania, în Italia, cei mai mulți angajați din construcții sunt români, cei mai specializați. Uh-huh. Dar noi aici angajăm nepalezi. Acum trecem mai departe. De acum înainte ne vor fi băgați pe gât acești asistați sociali. Ăștia sunt problema, nu oamenii care vin să muncească în România.
problema vor fi afganii, sirienii, acești refugiați care vin din teatrele de război ale Americii, care au destabilizat toate atâtea zone, care vin din coloniile Europei de Vest, că noi n-am avut în viața noastră colonii, de ce trebuie să primim noi marocani și algerieni și alte alți oameni, ca să nu zic specii, din zonele acelea. Da. Ideea este că acolo vine problema, pentru că ăia sunt asistați social. Ăia nu s-au integrat în vest în 20 de ani, ăia nu s-au integrat de când i-a adus Merkel și le-a deschis porțile și știm, vedem experiența lor. Da. Nu vrem ca România să se transforme în primul rând într-un ghetou, apoi nu vrem să mergem înspre zona asta de metisare. Nu avem ce să căutăm, chiar dacă poporul ucrainian este un popor care ni se aseamănă măcar la religie. Nu vrem să integrăm câteva sute de mii de ucrainieni când românii noștri sunt plecați afară. Dar ar fi interesant să observăm că există un anumit pattern care este aplicat de cel puțin 10 ani. E vorba despre... vedem, de exemplu, în Statele Unite, granița de sud a fost intenționat lăsată deschisă în timpul regimului Biden, administrației Biden, și au intrat aproape 15 milioane de imigranți care nu sunt numai mexicani, sunt veniți din toată lumea. Și recent Biden a semnat un decret conform căruia acești oameni primesc cetățenia americană. Tot așa, extrem de repede, de superficial. Și încă un element care merită luat în considerare, ONU, de mai mult de 10 ani, a început să marșeze foarte tare pe primirea imigranților, refugiați, și le zice că astea sunt drepturile omului. Deci, vedeți, Uniunea Europeană le dă normă statelor. Fluxul ăsta de migranți, el a fost creat. Exact. Și este condus și știm foarte bine că sunt niște interese. Știm că Soros, de exemplu, a profitat și el este în spatele mișcării din America de Sud. Și cred că și aici tot ce vedem că se întâmplă, dar de ce nu vin că refugiații ar trebui să fie în primul rând femei cu copii? De ce bărcile alea sunt pline de bărbați tineri în forță care nu vin să muncească? Cu telefoane mobile? Cu telefoane mobile. Cartierele sociale din Bruxelles, din Paris, în care ei au venit începând cu anii 90-2000, sunt ocupate de aceiași oameni. Ei nu s-au integrat. Ei nu s-au dus la muncă să se mute, să plece de acolo, să meargă într-o zonă mai bună. Nu, ei au transformat tot un ghetou. Exact. Să nu uităm că apăruseră încă de acum vreo 7 ani sau poate mai mult, acele așa numite zone no-go. Adică n-ai voie să intri acolo, nu poți, nici poliția, nici nimeni nu intră pentru că ei și-au făcut legea lor acolo. Bucureștiul este una din cele mai sigure, conform topurilor internaționale, capitale din Europa. Sunt multe orașe mari în Europa unde mai mult de jumătate sunt imigranți din populație. Da. Deci, inclusiv în Bruxelles. Bruxelles cred că e cel mai... Da. Deci este foarte greu. Aceste cartiere au fost de foarte mulți ani și în Franța. Eu știu, eu am mers în Franța din 2001. Iar acolo nu există să intre nici mașină de poliție. Iar dacă cumva este surprins în trafic un arab care nu are permis, poliția lasă să treacă. Nu-și permit să ia măsuri asupra lor. Exact. Bun. Deci, sigur, cred că am conturat pentru telespectatorii noștri destul de clar ce se petrece, care este miza acestei noi legi și este foarte adecvat să ne întrebăm din nou cât vom mai suporta trădarea interesului național. Poate pentru ar că fi important exact să mai spunem vedem. Un lucru. În Franța a câștigat Marine Le Pen cu acest mesaj, vom trimite migranți în afară din țară. În Germania, AfD-ul a crescut foarte mult cu același mesaj, vom trimite migranți în afară din țară. Da. Noi vrem să ajungem în punctul ăla în care va trebui să facem, să vină o forță politică care să reuși, care să ne ajute să scăpăm de... sau vrem să încercăm acum să nu ajungem în punctul ăla. Deci, practic, Europa a fost subminată în acest mod încât, practic, oamenii, deși noi zicem că în țările occidentale este un nivel de trai superior, ei au fost distruși din punct de vedere al consistenței naționale și, de asemenea, cu acele ideologii LGBT, cu NATO, cu tot felul de
Da, te rog. Ajunge și aici. 3 secunde. Vreau și eu, în loc de concluzie, să spunem așa, pe tema asta, dacă e să vorbim de pattern-ul globalist, aici avem două crize suprapuse. Tragedia demografică pe care o traversează și România și restul țărilor Europei și drama acestor oameni din niște țări, hai să le spunem mici, precum Pakistan, India sau Vietnam sau altele, pentru că oamenii ăștia, din cauza distrugerii economice, sociale și politice de acolo, se văd obligați să vină la mai bine, la noi, România și în restul Uniunii Europene. E așa un pom lăudat, un tărâm al libertății pentru ei. Din păcate, ei, acești migranți, chiar și ucrainenii, chiar și orice om de pe lumea asta, care vine în România, are drama lui, are tragedia lui și toți ne dorim mai bine. Și ei vin aici cu speranța într-un viitor mai bun. În timp ce noi românii avem o tragedie demografică, pentru că cel puțin, nu știu, 8-7 milioane de români, cel puțin oficial, sunt în afara granițelor, natalitatea este pe spor natural negativ de prin anii 90 și fix ăsta este proiectul candidatului nostru la președinția României, domnul Răzvan Constantinescu, înapoi acasă. Vrem să refacem România un rai și pentru românii noștri care văduviți de condițiile socioeconomice, de binefacerile capitaliste, globaliste din țara noastră, s-au văzut obligați să plece. Ne dorim reindustrializare, ne dorim refacerea agriculturii, ne dorim să susținem producția autohtonă și un regim fiscal cât mai bun și mai prielnic și nașterilor de copii și unui viitor liniștit pentru familiile și ale românilor. Da, aici și eu o să fiu foarte scurt. Deși ni se tot induce această impresie că suntem în coada clasamentului la toate capitolele noi români, în realitate vedem că, iată, așa cum suntem, avem foarte multe avantaje față de Occident. Ne-am vaccinat într-o măsură, vaccinat, așa zis, că ăla n-a fost vaccin, într-o măsură mult mai mică, credința în Dumnezeu s-a păstrat aici, consistența națională și gândirea sănătoasă cu familia. Familia, exact. Da, adică tot Occidentul a fost devastat de acest progresism care în România nu a intrat. Deci să fim conștienți și de meritele pe care le avem, deși nu se spune. Avem foarte multe în Occident, merite. Sunt bogați, umblă câini cu covrigi în coadă. Domnule tutore, România este peste orice, peste toate țările din Europa. Suntem peste ei. Da. Ei au rată de infectare de 90%, sunt mâncați. Sunt pe cale de dispariție. De acord. Da, iar noi suntem bine. Da, suntem bine sănătoși. Să uităm un pic și de momentul ăsta, cu campionatul de fotbal, că toată lumea zice, dar aveți timp să vă uitați la fotbal și nu vă uitați ce se întâmplă în țară. E foarte bine că avem motive să crească sentimentul ăsta de patriotism, pentru că s-a urmărit să fim distruși din punctul ăsta de vedere. Toți deschidem gura și zicem aia, dar așa sunt românii. Sau, nu, trebuie să terminăm cu asta. Românii sunt extraordinar de inteligenți și s-a văzut în pandemie. Se vede acum că n-au înghițit niciun fel de gogoașa vestului legată de... Cu un mic procent, da, avem și noi, dar este foarte mic față de vest. Sigur. Legat de acest război. Sunt conștienți de faptul că România este împinsă în față. Sunt conștienți deja, doar că suntem încă un pic anesteziați. E suficient să ne trezească ceva sentimentul ăsta de patriotism și eu sunt convinsă că putem reclădi țara asta, pentru că avem oameni minunați, avem toate condițiile. Suntem independenți energetic. Noi nu avem nevoie de vest cum au alte țări nevoie de noi. Cred că exemplul care l-ați dat este excelent, pentru că se dovedește prin această adunare cu ocazia meciului că forța care mocnește este uriașă. Am văzut la aceste adunări colective cum au răbufnit anumite efuziuni de naționalism. Au scandat oamenii mesaje pentru România. Începem să fim mândri că suntem români. Fotbal. Da. Românii deci, din s-a vest s-au ascuns mult timp. Da. Da. Acum nu. Sunt mândri că sunt români.
Da, da, da. Deci există o forță, ea trebuie doar direcționată. Preocuparea principală a serviciilor alogene, care de mult timp s-au infiltrat, este să nu ne lase să ne organizăm. Iar un partid ca al dumneavoastră, un partid al patrioților adevărați, este o astfel de structură organizatorică ce poate polariza, poate aduna oameni în jurul său pentru o cauză cu adevărat în slujba interesului național. Să trecem la al doilea subiect, pentru că timpul zboară foarte repede. O inițiativă absolut lăudabilă, din punctul meu de vedere, este că dumneavoastră, membrii PPR, ați lansat un denunț penal împotriva președinției și a CSAT, Consiliul de Securitate al Apărării, care nu-și face deloc treaba, în privința cedării sistemului Patriot, achiziționat cu bani grei de România și cedat către Ucraina. De remarcat, țările din jurul nostru, Polonia, Ungaria, Bulgaria, nu au fost de acord cu așa ceva, dar noi, aparent, suntem cei mai slabi de îngeri, ca să nu folosesc cuvinte mai dure, dar știm că nu e decizia poporului român, ci este decizia trădătorilor instalați la conducerea țării. Deci, v-aș ruga să încep cu domnul președinte Mihai Lasca. Dați-ne câteva repere privind inițiativa pe care ați adoptat. Este un act de trădare pe care nu puteam să îl trecem cu vederea. Suntem singurul partid din România care și-a asumat o plângere penală împotriva membrilor CSAT și a președintelui României pentru cedarea sistemului antirachetă Ucrainei. Unii au acuzat și au condamnat acest act de trădare, dar faptic doar partidul PPR până în acest moment a depus și formulat și înaintat o plângere penală împotriva acestor trădători. Un alt deputat s-a alăturat proiectului nostru și anume deputatul Dumitru Viorel Focșa, care a făcut un anunț și într-adevăr a depus și el o plângere, dar s-a alăturat proiectului nostru inițial prin care am denunțat acest act de trădare națională. Îi așteptăm și pe alți suveraniști și pe alte partide naționaliste, suveraniste care să ni se alăture și împreună să luptăm cu un mai mare imbold împotriva acestor indivizi care au fost puși la conducerea țării noastre, că nu au câștigat niciodată. Ei au fost niște marionete puse la conducere. Marionete care ulterior să aibă sarcina de a executa tot ce li se cere. Așa este. Domnul Iulia Înghițescu, știu că ați ajutat la redactarea acestui denunț. V-aș ruga să ne dați câteva elemente mai concrete, mai tehnice, bine, nu foarte specializate, pe înțelesul telespectatorilor. Păi, ceea ce noi am făcut este un denunț penal, nu o plângere, pentru că persoana vătămată nu e nimeni dintre noi. Valoarea socială ocrotită de norma de incriminare penală este statalitatea României și de aceea noi am făcut un denunț. Noi am sesizat că altcineva decât noi este victima unei infracțiuni. Și aici vedem că statalitatea, independența și securitatea națională a României este victima. România este victima. Securitatea noastră este valoarea socială ocrotită de norma penală pe care și noi am ocrotit-o prin acest denunț. Denunțul are ca obiect infracțiunea de înaltă trădare prevăzută la articolul 398 din Codul Penal, care stabilește o sferă foarte restrânsă de subiecte activi calificați. Membrii CSAT și președintele României. Atât. Nu poate oricine să comită infracțiunea asta. Și noi am formulat denunțul împotriva președintelui României și împotriva membrilor CSAT, care în data de 20 iunie 2024 au hotărât donarea către Ucraina a sistemului de rachete Sol-Aer Patriot. Această infracțiune de înaltă trădare nu face nimic altceva decât să absoarbă
mai multe elemente materiale ale infracțiunii de trădare de la articolul 394 din Codul Penal și avem acolo subminarea economică sau a capacității de apărare a statului, aservirea în raport cu o putere străină și provocarea și susținerea de acțiuni ostile securității naționale, ceea ce orice cetățean român, orice om de rând poate să vadă, pentru că donarea către Ucraina a sistemului Patriot se poate interpreta din perspectiva dreptului internațional și a cutumelor de drept internațional ca un act de beligerare împotriva Rusiei și ca o șubrezire, ca o slăbire a capacității de apărare a României și o aservire în raport de dorințele Statelor Unite și ale NATO, care cel mai probabil au făcut presiuni către Iohannis pentru ca România să susțină Ucraina. Faptul că România și restul statelor membre NATO susțin pe una dintre cele două părți beligerante în războiul ruso-ucrainean, în speță aici Ucraina, încalcă articolele 1 și 2 din tratatul NATO, care spun că în caz de război, statele membre NATO sunt obligate să urmeze căi pașnice, diplomatice și de bună înțelegere și bună relaționare în găsirea păcii. Articolul 1 și articolul 2 din tratatul NATO ne obligă la căutarea păcii și la garantarea păcii. Ori noi ce facem? Noi prin așa zis și reprezentanți din CSAT. Noi practic amenințăm Rusia, declarăm indirect război Rusiei și ne transformăm într-o țintă, pentru că acele rachete nu știm de unde vor fi trase. Poate vor fi trase de pe teritoriul României, poate vor fi trase de pe teritoriul Ucrainei. Prea puțin contează. Ideea e că noi luăm parte la un act de război, chiar dacă ei spun, ei propaganda oficială NATO și propaganda oficială de la conducerea României, ei spun că noi ajutăm ucrainenii să se apere. Păi tot un act de beligerare este. Este un act de părtinire. Din războiul ruso-ucrainean nu avem niciun interes și nu trebuie să câștige nimeni decât pacea. Nu trebuie să ne transformăm într-o țintă și nu trebuie să susținem omorârea de oameni, pentru că practic noi susținem omorârea de ruși și chiar și de ucraineni. România nu trebuie să susțină niciodată niciun fel de război, pentru că asta înseamnă moarte de om și distrugere. Din perspectiva militară, România rămâne practic descoperită, pentru că unul dintre cele două sisteme Patriot e PA, a luat drumul unei forțe armate străine, căreia România îi este aservită și degeaba spunea Ciolacu că avem garanții că în locul Patriotului donat ni se va aduce altul. Asta e o vrășeală. O continuare a jafului și a subminării economice. E o continuare a jafului. Noi suntem lăsați descoperiți sine die. Noi nu știm cât vom fi descoperiți și noi practic suntem, apărarea României este pur și simplu subjugată și mai mult decât șubrezită. În al treilea rând, intervine o problemă de drept, și de drept constituțional, și de drept civil, pentru că Constituția și Codul Civil stabilesc că proprietatea publică este inalienabilă. Ori sistemul Patriot este proprietate publică, proprietatea statului român și deci implicit a poporului român. Nu poate fi înstrăinată nici prin donare, adică printr-un act cu titlu gratuit, nici prin vânzare, printr-un act cu titlu oneros. Nu poate fi, conform articolului 136 alineatul 4, tot ceea ce aparține poporului român și statului român, nu pot fi înstrăinate în niciun mod. Și cu asta... Da. Dați-mi voie să menționez și eu din articolul 394 referitor la trădare din Codul Penal. Deci, iată la ce se referă. Provocare de război contra țării sau înlesnire a ocupației militare străine. Bifat. Da. Deci, provocare de război, dacă noi ne declarăm parte a conflictului alimentând una dintre părți, evident... Păi nu, aici este un element material alternativ, da, cu titlul de infracțiune de rezultat. Ferească Dumnezeu, trebuie să fie și provocat în fapt războiul pentru a putea merge și pe litera A. Noi am mers pe literele B, C și D de la 394 coroborat cu, da, 398. Deci... Ferească Dumnezeu, provocare de război. Asta înseamnă că războiul s-a și provocat, s-a și întâmplat. E o realitate.
Ceea ce mulțumim lui Dumnezeu încă nu este. Dați-mi să le menționez și pe celălalt. B, C și D. Deci, subminare economică, politică sau a capacității de apărare, C, aservire față de o putere sau organizație străină, D, ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale. Deci, foarte clar prevede legea și atunci, într-un mod absolut justificat, denunțul dumneavoastră, eu cred că ar trebui să producă niște efecte. Doamna Oana Eftin. Scuze, mai am câteva detalii tehnice de procedură penală aici. Sper să nu fiu pesimist, însă nu știu dacă plângerea va fi lucrată în timp util. Pedeapsa prevăzută pentru înaltă trădare este și detențiunea pe viață, ceea ce face denunțul nostru imprescriptibil, deci nu se va prescrie niciodată. Aici o procedură specială... Asta e foarte important. Asta este foarte important, că este imprescriptibilă, adică nu poate intra niciodată la prescripție. Să nu uităm că toată lumea ne-a zis nu o să se întâmple nimic, degeaba ați făcut-o. Acești conducători sunt conducători vremelnici ai României. Exact. Știm ce s-a întâmplat și cu restul conducătorilor. Vedem acum tot scandalul cu domnul Coldea. Lucrurile se pot, ei sunt folosiți în momentul acesta. Dar la un moment dat puterile străine se vor dispersa de ei, se vor lipsi de ei. Se vor reașeza. Cozile de topor sfârșesc în foc. Da, da, da. Deci nu trebuie... Și cine știe... Cine știe cum vor decurge lucrurile și poate patrioții vor prelua conducerea României. Nu vedeți, iar atunci... Nu vedeți, ce frică le e de alegerile din SUA, pentru că ei tot știu că în noiembrie totul se va reseta. Și nu va fi mare resetare a lui Klaus Schwab. Păi și dacă facem o surpriză și punem la conducerea statului român un președinte patriot, exact, ce se va întâmpla atunci cu soarta acestor lăpârci? Eu n-aș vrea să mergem în paradigma asta cum că patriotul ne protejează. Că acum știm foarte bine ce înseamnă. Eu vorbeam de patrioți. Poftim? Vorbeam de sistemul patriot, vorbeam de un președinte patriot. Știu despre ce vorbeai tu. Eu vorbeam despre paradigma pe care a deschis-o Iulian, că suntem descoperiți. Eu nu cred că suntem descoperiți. Oricum, patriot cu speram patrioții... Speram și eu să manipulez procurorul de caz, adică dacă e să luăm așa. Nu, păi ei, din punctul ăsta de vedere, vor analiza cazul. E vorba că nu e... Bine, legea se interpretează și în spiritul ei, însă legea are și un formalism. Sistemul ăsta Patriot face parte din dotarea Ministerului Apărării Naționale. Uh-huh. Deci, atâta din cât tu îl înscrâinezi, că e bun... Că... A, da? Sau să de nu mai euro. Vorbim cât costă. Păi ne-am indignat la vaccinuri. Da. Toate vaccinurile achiziționate de România au costat 1.2 miliarde de euro. Nu ne indignăm la un sistem Patriot de 1 miliard? Câte pagume mai poate suferi această țară? Și toate declarațiile astea pe care le-au făcut și domnul Ciucă și domnul Ciolacu și domnul Iohannis, că nu rămânem descoperiți, nu înseamnă că ne protejează cineva cu niște garanții suplimentare sau că ne donează America un alt sistem pentru că îl donau Ucrainei. Nu. Înseamnă că vom cumpăra la un moment dat altul. Sau că vom plăti în avans altul care nu ne va... Noi am plătit 7. Ne-au venit 2. Unul singur a fost operațional până într-un punct. Acum avem 2. Unul donăm Ucrainei. Deci toată chestia asta, ăsta este un jaf, vorbind de subminare economică. E evidentă pentru oricine că Iuliana a explicat foarte bine în termenii legii, dar este evidentă subminarea economică pentru oricine. Este evidentă subminarea capacității de apărare pentru oricine. Dacă mergem în paradigma asta, că eu nu dau doi bani pe patrioturile lor. Am fost jefuiți odată, vom mai fi jefuiți. Despre asta e vorba. Că asta e garanția NATO și protecția pe care ne oferă această umbrelă. Da, și e vorba și de semnificație, de consecințe, că ne face să devenim mult mai direct parte în conflict. Cel mai grav, mi se pare mie, chestiunea cu aservirea față de o putere străină. Pentru că lucrurile pot fi și urmărite. Domnului Iohannis, în mai 2024, i-a fost pus în vedere în timpul vizitei de la Washington de către administrația Biden că trebuie să donăm un sistem Patriot. Și el a spus la acel moment, suntem dispuși, e declarația lui, să o facem. Asta este aservire față de o putere și de interesele unei puteri străine. Codul penal nu face diferența între a conspira cu rușii, cu China sau cu America sau cu Ucraina. Și nu există. Orice putere străină. Este una care practic ne ține sub ocupație. Păi da. Bazele militare ale SUA din România sunt imens de mari. Oamenii trebuie să conștientizeze lucrurile astea. Fără aprobarea SUA.
Oamenii trebuie să conștientizeze... Domnule Tudorel, scuze-mă, acest denunț privind actul de înaltă trădare este ca un fel de test față de liderii politici. Pentru că una e să condamn public într-un live un act de trădare și cu totul diferit este să înaintezi o plângere penală oficială. Degeaba spune un invai că... Păi hai să vedem care partid din România își mai asumă. Eu nu acuz pe niciunul că este un partid fals patriotic sau naționalist. Dar hai să vedem care își mai asumă, care vine alături de noi măcar în această luptă cu Hydra. Corect. Să vedem. Până în momentul... Vine aur și asumă? Doar în online, doar pe TikTok, doar pe Facebook, atât. S-a oprit. Indignarea într-un live pe Facebook este egal cu frunții la picior de lemn. Apă de ploaie. Hai să vedem dacă vine aurul să susțină demersul nostru. Tocmai, eu apreciez foarte mult acest denunț, pentru că e absolut justificat și vă demarcă față de alte partide care eventual mai zic câte ceva, dar cu faptele sunt la pământ. Sunt multe elemente care ne diferențiază față de celelalte partide suveraniste și discursul nostru nu a fost niciodată căldicel, să mulțumim pe toată lumea. Cum s-a justificat Simion în urma declarației de susținere pe care a dat-o pentru a accede la acel grup de conservatori din Europa, care știm foarte bine că sunt conduși de, au în spate forțele anglosaxone. Da, da. Deci, el oricum întotdeauna a urmărit acest interes al Americii. Nu se va schimba nimic. AUR este cumva sub această umbră. Fie că e a republicanilor, cum zic ei, fie că e același lucru pentru România. Trump nu a fost mai bun pentru România în timpul mandatului lui. De asta eu nu-mi pun mari speranțe în ce se va întâmpla în America. Îmi pun mari speranțe, în schimb, în ce se poate întâmpla în România. Și avem o șansă și avem un candidat la prezidențială care, așa cum deja oamenii încep să fie conștienți, poate să fie șansa de a nu mai vota răul cel mai mic. Pentru că lui Răzvan nu poți să-i reproșezi nimic. Răzvan face față oricărei dezbateri cu oricine, chiar ne-am dori să avem dezbateri, atât cu mediul suveranist, cât și cu celelalte partide care sunt pe față aservite vestului. Ar fi minunat. Da, este de menționat că un lider de opinie în media alternativă, mă refer la domnul Dan Diaconu, chiar a publicat recent un articol în care scoate în evidență unicitatea sau, în orice caz, meritele domnului Răzvan Constantinescu. Deci este de remarcat această inițiativă a domnului Foarte mulți Dan oameni Diaconu. Buni. Da. Care au luptat în ultimii ani pentru suveranitatea României, ni se vor alătura în următoarele luni, poate săptămâni, și vor susține candidatura lui Răzvan. Acum trebuie ca și publicul să fie alături de noi, pentru că noi nu avem resursele, mecanismele partidelor mari, nu vom avea intrări la televiziune, ba din potrivă. Vedeți că acum, că spunea Mihai la un moment dat, de ce nu prezintă presa care sunt amenințările care vin odată cu legea cetățeniei? Care presă? Presa care ne terorizează mediatic de 4 ani jumate. Presa care de o lună de zile, sau de când s-au încheiat alegerile, vorbește sistemului. Numai de candidații marionetă. Vorbim acum de 2 zile de doamna Lasconi. Doamne ferește! Vorbim de Ciucă, vorbim de Ciolacu, vorbim de Joană. Nu vorbim despre Răzvan Constantinescu. Pentru că nici nu mai e bine să-l ataci cum îl ataca în pandemie. Mai bine îl ignori. Pentru că dacă îl prezinți publicului, publicul conștientizează că da, este cea mai bună variantă. Și mai bine îl ignori. Deci noi nu vom avea intrări la televiziune. Ba din potrivă, noi, și asta este zona mea, partea de marketing, vă asigurăm că nu vom plăti un leu pentru un minut de emisie în televiziunea asta care ne-au terorizat în ultimii ani. Cu riscul de a nu apărea niciodată. Nu, banii noștri, câți vor fi, care vor fi băgați în campanie, se vor duce în alte zone și vom face cum putem, cu suflet, cu oameni ca Iulian, cu oameni ca cei care ni se vor alătura, cu sprijinul oamenilor care ne susțin în online și a oamenilor ca Dan Diaconu și așa mai departe. Vom face campanie așa cum putem și sper ca cei care se uită la noi să fie alături de noi, pentru că avem
cu siguranță cel mai bun candidat pentru prezidențiale. Da. Și auditoriu... putem să facem o surpriză sistemului. Da, auditoriul nostru poate avea aici un rol major, pentru că e nevoie de semnături. Dacă domnul Răzvan Constantinescu întrunește această condiție, atunci el, în mod obligatoriu, va trebui să ia parte la anumite dezbateri, inclusiv la televiziunile mari, și atunci el se va remarca. Acum, într-adevăr, sistemul ignoră ca să nu strângă semnăturile, dar dacă le va strânge, și aici depinde de dumneavoastră, atunci va fi un adversar absolut redutabil. Imediat cum va începe tot procesul ăsta de strângere de semnături, vom promova intens în mediul online cum pot să fie oamenii alături de noi. Cum își pot descărca acele formulare, ele trebuie completate, nu pot fi făcute online cum au încercat alte partide în primăvară să o facă. Ele trebuie descărcate și cumva o să încercăm pe anumite regiuni să avem niște oameni care să le adune de la toți cei care vor să fie alături de noi. Dar e nevoie de implicare. Nu vrem altfel de implicare, nu o să facem cum face USR-ul, să-ți solicităm donații sau aur. Sau... Nu, e nevoie de implicarea oamenilor fix cu lista asta. Dacă fiecare dintre noi merge și adună 10-20 de semnături de la cunoscuți, este suficient. Nu-i, semnătura nu înseamnă vot. Un om poate să semneze pentru 10 partide, dar avem nevoie de ajutorul celor care sunt conștienți că Răzvan e cea mai bună soluție. Poate să, un om poate să semneze și pentru sprijinul mai multor candidați la președinție? Da. Deci nu doar unul? Nu, nu. Poate să sprijine toate partidele. Nu are o semnătură pentru a candida, nu înseamnă un vot. Înseamnă pur și simplu o semnătură. O pot da oricui. Un impuls, da. Da. Bun, haideți să trecem la ultimul subiect și după aceea o să mai intrăm în aceste detalii cu sprijinirea domnului Răzvan Constantinescu și a partidului PPR. Este un element care de asemenea vă demarcă pozitiv față de alte partide. Mă refer, este ceva care... scoate în evidență că partidul PPR este cu adevărat un partid de patrioți. E vorba de poziția pe care o aveți vis-a-vis de tensiunile în escaladare din apropierea României. Am văzut că duminică de Rusalii au fost lansate de pe teritoriul Ucrainei cu ghidare americană prin satelit 5 rachete către plaja din Sevastopol, 4 dintre ele au fost interceptate, dar una a reușit să atingă țărmul și a produs victime printre civili. Aș vrea să vă rog și încă ceva, au mai fost atacate și 2 orașe din, tot de pe teritoriul Federației Ruse și acolo s-a urmărit provocarea unor conflicte interetnice. Ăsta este modul cum e împachetată problema, dar în realitate, având în vedere că au avut loc în același timp cu atacul asupra Sevastopolului, este evident că a fost un atac coordonat și este clar că se urmărește o miză de intimidare, nu a avut niciun fel de utilitate strategică, să omori civili. Nu este deloc un act de eroism din partea Ucrainei sau a SUA. Este un nenorocit de act terorist și aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Domnul Mihai Lască. Da, aceste atacuri vor continua pentru că America împreună cu NATO își propun și se pregătesc să atace Rusia. Care sunt riscurile? Vom vedea. Pentru că, așa cum au declarat americanii că vor lupta până la ultimul ucrainean cu Rusia, la fel se pot poziționa și cu privire la România, să lupte cu Rusia până la ultimul român. Nu ne dorim asta. Vom face tot ce ține de noi ca să ținem departe acest război care are loc între 2 țări care nu fac parte din NATO. Eu, în urmă cu un an de zile, cel puțin un an, am declarat public că Rusia are loc război între NATO și Rusia. Acum nu se mai ascund. Acum declară oficial că, într-adevăr, se luptă cu Rusia pe teritoriul Ucrainei. Iar în timpul războiului avem nenumeroase mărturii care confirmă faptul că armata ucraineană au bombardat propriile grădinițe, propriile școli,
ca să creeze diversiune, cum că ar fi fost bombardată de armata rusă. Atac sub steag fals. Atac sub steag fals, exact. Deci asta fac ei, acești globaliști. Să vedem. Nu știm cât mai putem rămâne neimplicați. Nu știm, dar sunt foarte convins că în momentul în care un avion va pleca, va zbura de pe aerodromul din România, bazele NATO aflate pe teritoriul țării noastre, în orice clipă vor putea fi bombardate. Da, și este de luat în considerare și scenariul despre care menționați mai devreme, domnul Lasca, un atac sub steag fals pe teritoriul României și să se dea vina pe Rusia, dar în realitate să fie săvârșit de partea ucraineano-americană. Da, pentru că au mai încercat asta atunci când Vasile Dâncu a fost demis din funcția de ministru al apărării, atunci s-a încercat o asemenea diversiune, nimeni nu a făcut public, eu am spus informația pe care am primit-o atunci, dar cu siguranță vor încerca să facă asemenea jocuri murdare. Au nevoie și de România să fie transformată în câmp de luptă. Da, vreau să mai fac o mențiune. Acum două seri am avut o emisiune cu un fost analist CIA și adjunct al șefului Departamentului de Contraterorism din SUA, Larry Johnson. Este un analist de prim rang. Ei bine, YouTube-ul a șters această emisiune, Facebook-ul m-a blocat, pentru că acest analist, Larry Johnson, a vorbit foarte elegant, foarte inteligent, nu a spus niciun fel de injurii, nu a instigat la mai știu ce război, dar sistemul nu permite adevărul spus, mai ales de oameni foarte vizibili, cum este Larry Johnson. Și ce spunea Larry Johnson? Spunea că globaliștii sunt disperați, au nevoie de un conflict pe scară largă și de aceea ei vor provoca mai departe astfel de, prin astfel de atacuri teroriste, vor provoca Rusia. Așa că e bine să avem în vedere și, mă rog, o să mai dau și alte detalii. Acum, aș vrea să știu, doamna Oana Eftime, cum vedeți situația de la Sevastopol? Da, o să discutăm și despre asta. Este evident că America, prin acest război, se agață și prin subjugarea asta economică a Europei, se agață cu ultimele puteri și amână previzibilul sfârșit. Pentru că știm foarte bine care e situația țării din punct de vedere economic, ideologic, au distrus-o. Vorbim de migranți, țara este distrusă. O secundă, vreau să fac o nuanțare. Nu e vorba de sfârșitul Americii, pentru că acolo sunt două facțiuni, să zicem așa. Pe de o parte e Deep State-ul, complexul militar-industrial, acești neoconservatori. Pe de altă parte sunt patrioți, sunt mulți patrioți. Sunt convinsă și nu este vorba de poporul american, exact. Care la fel ca niciunul din popoarele noastre europene, chiar poporul ucrainean este o victimă, trebuie să recunoaștem. Absolut. Că noi românii nu rezonăm cu ucrainienii este una, dar ei sunt o victimă. 2014. Da, exact. Iar Zelenski a fost ales fix pentru că a promis că va pune capăt războiului din Donbass. Poporul ucrainean își dorea acest lucru. Dar America are datoria 130% din PIB. Despre ce vorbim? La noi, la 50% vine Banca Mondială și ne spune să mărim taxele și să facem anumite lucruri. Ei fac tot felul de artificii ca să-și amâne acest sfârșit. Știți cum zic? Ordinea bazată pe reguli făcute de ei. Exact. Acest război le servește. Le-a servit și l-au provocat până la urmă. Absolut. Și toate actele astea de provocare mai departe, într-adevăr, nu cred că vor avea curajul unei confruntări NATO-Rusia. Nu vor avea curajul. Vor avea curajul să mai trimită niște fraieri la înaintare. Se pare că primii vom fi noi, polonezii, moldovenii,
că Maia Sandu se luptă să elimine din Constituție neutralitatea Moldovei în momentul ăsta, că își dorește să schimbe Constituția pentru acest lucru în principal. Carne de tun vom fi tot noi, tot fraierii din vor zona asta. Vor să tragă de timp până în noiembrie. Poate, dar din nou, eu una nu îmi pun speranțe în venirea lui Trump, pentru că Trump urmărește tot, din punctul meu de vedere, interesele complexului militar-industrial american. Și toate declarațiile astea pe care le-a făcut recent legate de faptul că Europa trebuie să vină cu mai mulți bani pentru ajutorarea Ucrainei. Astea sunt niște declarații care lui îi aduc multe puncte cu electoratul la el în țară. Da, da, dar a zis și că SUA să iasă din NATO. Ar fi minunat. A zis. Ar fi minunat. Da, dacă SUA iese din NATO, este un exemplu și pentru restul statelor, că oricum această alianță nu-și mai are sensul din 90. NATO a fost constituită pentru a crea o pavăză împotriva Uniunii Sovietice, exact, care s-a destrămat. Da. Da. Da, știm toate lucrurile. Mă, sfârșit, nu vreau să intru în subiectul nu cu Trump. Nu intrăm în asta, vreau dar... doar să mai zic că ați menționat de faptul că Zelenski a fost ales pentru a pune capăt conflictului din Donbass. Merită să știm ce a fost cu conflictul din Donbass. Deci, acolo trăiau cetățeni ucrainieni de etnie rusă care nu doreau intrarea Ucrainei nici în UE, nici în NATO. Și atunci, o populație după lovitura de undeva stat, la 90% da, etnici rus. Mult, mai mult. Mult mai mult, în da. În Donbass e vorba da. De 90% da. Ruși. Da, pe asta ziceam, 90%. 90%, da. Deci, atunci, regimul Zelenski, instalat prin lovitură de stat, a schimbat foaia și a început să-i bombardeze. Deci, din 2014, timp de 8 ani, până în 2022, ceea ce presa centrală nu vă spune, dragi români, vă spune că Rusia a atacat, a invadat Ucraina fără motiv. Fără motiv, da. Fără motiv. Domnul Iulian Ghițescu, cum vedeți situația? O văd, din păcate, tristă în ideea că popoarele fără voia lor sunt captivele unor demenți, pot spune, care își doresc războiul cu orice preț. Timp de zeci de ani, poate chiar secole, popoarele au fost alimentate cu iluzii și acum ucrainenii au impresia că mor pentru țara lor și pentru interesele poporului lor, ceea ce este total fals, pentru că știm foarte bine acolo sunt interese și NATO și americane. Abia ce vorbeam de lovitura de stat, Revoluția Portocalie, între ghilimele, în 2014. Da, Ucraina se dorește a fi o colonie euroatlantică, așa cum și noi suntem, din păcate, și Bulgaria și mai multe țări din vechiul bloc comunist. Faptul că Ucraina a tras acele 5 rachete pe un teritoriu care pretinde că e al ei, deci, practic, s-a autobombardat și din moment ce a lovit civili, nu putem spune decât că Ucraina încalcă una dintre cele 4 convenții de la Geneva din 1949, care una dintre cele 4 care și ea alcătuiește ceea ce se numește dreptul războiului. Într-un război nu ai dreptul niciodată să bombardezi civili, ceea ce poate chiar antrena răspunderea Ucrainei la ONU și poate fi sancționată în Consiliul de Securitate de la ONU. Bineînțeles că globaliștii nu vor face, pentru că Ucraina e mâna cu care scot castanele din foc. Din păcate, eu am vorbit și cu câțiva ucraineni. Ei sunt fanatici în ceea ce privește războiul ăsta. Ei chiar sunt dispuși să moară pentru a-și cuceri cică libertatea, cică independența în raport cu Rusia. Dar nu toți, ați văzut că sunt luați cu arcana. Da, nu toți, însă sunt cei care luptă, chiar o fac din convingere și stau și îmi dau seama cât de mult și de departe a mers manipularea și propaganda asta, început în 2014 la ei. Un fel de hashtag rezist, dar Ucraina... Dați-mi voi să vă spun ceva. Deci a fost făcut un film documentar de către un regizor american, nu mi-aduc aminte acum numele lui, dar e absolut celebru. Filmul se numește Ucraina în flăcări. Și a arătat acolo, nu numai el, bineînțeles, după lovitura de stat, au fost pe repede înainte înființate câteva televiziuni de ale
globaliștilor în Ucraina și la televiziunile astea se spunea că trebuie să-i omorâm. 1,5 milioane de oameni din Donbass sunt inutili, mâncători inutili, trebuie să-i omorâm. Și eu am scris articole despre asta în sfârșit, am documentat totul. Și aș ruga regia să arătăm reacția Rusiei a ministrului de externe Sergei Lavrov. Avem o imagine. Iată, o să traduc din engleză. SUA este responsabilă pentru acest masacru și vor primi un răspuns. Toate misiunile de zbor ale rachetelor ghidate prin sistemele ATAC-MS sunt programate de specialiști americani bazați pe datele sateliților americani. Deci, prin urmare, responsabil pentru acest atac cu rachete în mod deliberat împotriva populației civile din Sevastopol, responsabili sunt în primul rând cei de la Washington, guvernanții de la Washington, care au furnizat aceste arme Ucrainei și, de asemenea, responsabilitatea vine asupra regimului de la Kiev, de pe al cărui teritoriu aceste rachete au fost lansate. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns. Și vreau să subliniez că, din punct de vedere geopolitic, Ucraina are un rol extrem de important, miza acestui conflict este foarte mare. Ucraina face parte din așa numita zonă Heartland, adică inima lumii, și cine controlează Europa de Est, așa spun principiile geopolitice, controlează insula lumii. Europa de Est, inima lumii, după aia insula lumii. Deci, Ucraina este în vizorul globaliștilor încă din anii 1990. Sunt articole scrise de analiști de la strategi de la Pentagon, Brzezinski și alții, și ei au căutat prin toate mijloacele să își extindă influența acolo, chiar după al doilea război mondial. Da, deci de aceea Ucraina este foarte importantă, dar vedem prin acest atac la Sevastopol că pentru prima dată Statele Unite s-au implicat în mod direct. Ei nu mai pot să aburească, să folosesc un termen neacademic, pe nimeni, spunând că acele rachete au fost trase de ucraineni. Pentru că fără ghidarea din satelit a acelor rachete, ele nu puteau să fie lansate. Deci, de aceea, declarația lui Lavrov este, nu o spun doar eu, deci chiar analiști din toată lumea admit lucrul ăsta, responsabilitatea este a Washingtonului pentru acest atac terorist. Și, evident, vom vedea consecințele. Bun, pentru partea finală a acestei emisiuni, o rog în primul rând pe doamna Oana Eftime să ne mai dea câteva, să ofere telespectatorilor detalii despre cum pot oamenii români să-și manifeste sprijinul față de PPR și față de alegerile din nici nu se știe exact când vor fi prezidențiale. Alegerile prezidențiale. Asta e din nou o problemă pentru noi, pentru că contează foarte mult fiecare zi. Și e foarte greu ca într-un termen de 30 de zile să strângi 200.000 de semnături. Avem experiența de la alegerile de pe 9 iunie. A fost foarte greu. Nu am reușit pentru europarlamentare. Nici n-a fost o miză pentru noi. Am tot spus-o că Parlamentul European nu a fost o miză pentru noi, e adevărat. Însă de acum înainte promitem că vom face tot ce ține de noi să reușim să strângem aceste semnături, să depunem candidatura lui Răzvan și să oferim oamenilor un candidat al românilor, nu un candidat care ne este ales de ambasade, nu un candidat care urmărește interese străine. Vedeți că toți cei pe aceștia pe care ne-au pus pe platou merg mai departe cu aceeași retorică. Noi suntem partidul care spune clar stop finanțării Ucrainei, stop sprijinului militar, stop oricărui act de provocare de război pe teritoriul României. Nu ne interesează acest război, nu avem nicio miză, nu vrem să fim parte din el. Ce s-a întâmplat în pandemie, niciodată nu vom permite. Așa zisa pandemie. În așa zisa pandemie, nu
Noi ne-am luptat, Răzvan s-a luptat, Mihai s-a luptat în Parlament, împotriva restricțiilor, împotriva certificatului verde, împotriva obligației pentru vaccinare și mai departe. Noi suntem partidul care ne asumăm, să spunem foarte, foarte răspicat, că trebuie să ieșim din OMS. Sunt anumite subiecte pe care pot să separe adevărații suveraniști de cei doar de fațadă, nu știu, care au simțit oportunitatea pe zona asta de naționalism și o speculează. Că până la urmă vedem că discursul lor este strict legat de conducătorii din România. Ei nu spun ce e în spatele conducătorilor din România, de unde vin ordinele astea. În toamnă se vor întâmpla niște lucruri, după alegeri se vor întâmpla niște lucruri pe care românii le vor simți la buzunar. Pentru că până în momentul ăsta ei nu și-au dat seama. Banii ăștia de care vorbim, Patriot-urile, miliardele, în armament, care nu ne va veni și când ne vine e deja depășit tehnologic, vaccinurile, ideologia asta a încălzirii globale, că este o nebunie, e o ideologie. Toate astea se vor răsfrânge în buzunarul lor. Vom avea taxe de carbon, vom avea taxe pe proprietăți, pentru că se urmărește pierderea proprietății private. Se urmărește acest lucru, știm clar că na, nu vom avea nimic și vom fi fericiți. Nu, ăsta este motoul Forumului Economic Mondial. Toate lucrurile astea care ne vin ne vor subjuga și avem nevoie să trebuie să fim conștienți că acum este șansa de a opri toată agenda. Agenda asta 2030. Acum o mai putem opri. Peste 4 ani va fi prea târziu. În timpul unor revolte se pot întâmpla niște lucruri care, nu știu, pot muri oameni. Nu trebuie să ajungem în punctul ăla în care ieșim în stradă când nu mai putem. Acum o putem face democratic, să zicem, prin vot. Și avem cu cine. Că era chestia asta, nu am cu cine. Ba da, ai cu cine. Dacă ai respect pentru omul ăsta, pentru ce a făcut în pandemie, dacă ai respect pentru activitatea lui Mihai și mulți oameni minunați care vor veni alături de noi în următoarea perioadă și o să-i anunțăm pe fiecare, dacă ai respect pentru acțiunea lor, pentru riscurile pe care și le-au asumat, trebuie să faci acest lucru, să încerci, în primul rând, să popularizezi candidatura lui Răzvan în jurul grupului tău, să ne ajute dacă se poate și cine poate să o facă cu semnături și apoi să meargă la vot. Că au ce să voteze de data asta. Vor avea ce să voteze. Da. Domnul Iulian Ghițescu, un mesaj de final pentru telespectatori, da, dacă se poate scurt. Noi suntem speranța. Dacă nu mai aveți încredere în politicieni, dacă nu mai aveți încredere în politici, sociale, economice și în tot ceea ce înseamnă politică, sunteți total scârbiți de politică, noi vă anunțăm că nu suntem politicieni, noi suntem oameni ca și dumneavoastră, suntem oameni din popor, nu avem în spatele nostru niciun grup de interese, avem o inimă care bate pentru libertate, dreptate și pentru România. Noi nu vrem să... cum spunea și colega mea Oana, nu vrem să fim căldicei. Noi ne asumăm valorile în care credem și veniți alături de noi, sprijiniți-ne și cu precădere pe noi și pe domnul dr. Răzvan Constantinescu, pentru că, așa cum v-am spus, noi suntem oameni, nu marionete politice, nu afaceriști, nu vreo elită coborâtă de undeva. Noi nu suntem formați pe la școlile lui Soros, noi nu suntem formați pe la Davos. Noi venim direct din poporul român și ce ne dorim noi, și ne nouă pentru noi, astea, dorim și noi poporului. Noi suntem convinși de ceea ce credem, nu plătiți sau mânjiți cu funcții pentru a susține ceea ce susținem. Vă așteptăm alături de noi în PPR, Partidul Patrioții Poporului Român. Da, foarte frumos. Domnul președinte Mihai Lasca, vă rog și pe dumneavoastră să formulați un mesaj pentru telespectatori. Da, așa cum am menționat mereu, Partidul PPR ocupă locul care îi se cuvine, respectiv unul dintre cele trei forțe politice din România, din zona suveranistă. Sunt trei forțe politice care, dacă la un moment dat vom ajunge la un consens, putem împreună să facem schimbarea cu clasa politică trădătoare de 33 de ani.
Noi acum suntem în creștere, candidatul nostru la prezidențiale se bucură de o tot mai mare susținere din partea românilor. Barierele care au ținut în umbră partidul și candidatul nostru la prezidențiale încep să se spargă, încep să se rupă. Iar partidul PPR va fi cu adevărat speranța suveranismului de România. Românii trebuie să vină alături de noi, trebuie să ne susțină, trebuie să ne ajute la promovare și împreună să luptăm împotriva adevăraților dușmani ai acestei țări. Da, Doamne ajută și Doamne ajută România. Sperăm, dragi telespectatori, că ați putut percepe sufletul acestor oameni dincolo de ceea ce vedem la foarte mulți politicieni, demagogie. Adică ei dau din guriță, frumos, spun minciuni la momentul potrivit și pe urmă, după ce sunt aleși sau nu neapărat aleși, sunt plasați acolo prin fraudă, vedem cum servesc interesele altor țări. Așadar, dacă nu doriți să mai suportați trădarea interesului național, votați adevărații patrioți. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim și membrilor PPR prezenți în această emisiune. Cu Dumnezeu înainte, să ne revedem cu bine. La revedere!